Reclamațiile au fost trimise la sediul SC Întreținerea Peisagistică SA de Giurgiuve, în care susțin că au fost atacați de câini de luptă. Din câte se pare, aceștia au fost părăsiți de proprietari și din lipsa hranei nu se sfie să acționeze. Aș vrea să le arăt cetățenilor municipiului Giurgiu că am câteva cereri cu oameni care au fost mușcați pe drumul fermei în data de 7-11-2012, subsemnatul domiciliat în municipiul Giurgiu, strada drumul fermei numărul 64, vă aduc la cunoștința faptul că în data de 3 am fost atacat în curte de un pitbull fără stăpân. În zonă sunt mai mulți asemenea câini care pun în pericol viața locatarilor. Vă rugăm acționa pentru prinderea și înlăturarea lor. Eugen Dumitru susține că toți câinii agresivi de talie mare, fără stăpân, care nu sunt crotaliați, vor fi adunați de pe străzile din municipiu și duși în adăpostul din zona Canalul Plantelor. În viziunea directorului Eugen Dumitru, câinii mari și agresivi reprezintă un pericol pentru toți giurgiuvenii. Acesta a cerut ajutor cetățenilor în demersul de a strânge maidanezii periculoși, despre care spune că nu vor fi eutanasiați, ci îngrijiți însă într-un spațiu adecvat. Nu poate să fie curățenie dacă noi, cetățenii, nu ne alăturăm acestui program. Câinii mari și agresivi, care vor fi capturați, vor fi duși într-un adăpost special amenajat, unde se va face igienizarea, unde vor fi cazați, hrăniți și se va face vaccinarea antirabică. Momentan, în Giurgiu sunt amenajate 48 de cuși pentru câini, fiecare cu dimensiunile de 2,5 metri lungime și 2 metri lățime în zona Canalul Plantelor. Municipalitatea intenționează să mai construiască în perioada următoare 120 de cuști în care vor putea fi cazați 480 de câini.